Bună ziua, dragi prieteni! Vă invităm la o nouă emisiune în cadrul rubricii Orizont Strategic al postului nostru România Civică. Astăzi avem o nouă emisiune de excepție cu invitați cu totul special. Tematica pe care vom aborda se referă la un nou sistem educațional pentru România. O să fac câteva precizări mai întâi, ca un apel pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, o să vă rugăm să distribuiți, dacă doriți, această emisiune, să vă abonați la canalul nostru România Civică TV, să ne scrieți impresiile, comentariile noastre, ca să avem o emisiune interactivă și în felul ăsta o să ne ajutați foarte mult să depășim cenzura. Postul nostru de televiziune, după cum știți, este sub lupa serviciilor și nu prea sunt distribuite emisiunile noastre. Nu sunt lăsate să apară în spațiu online. Bun, deci o să discutăm despre un nou sistem educațional pentru România. O scurtă introducere. Având în vedere perspectiva generațiilor pentru o națiune, este foarte important să înțelegem că educația reprezintă baza dezvoltării unei națiuni. Fără educație, o țară, o națiune este sortită dispariției, dezrădăcinării. În alte țări este necesar să știm că educația îi se acordă o foarte mare atenție, de exemplu în Israel sau în multe țări asiatice, însă în România educația a fost văduvită de bazele sale elementare. Și asta se vede generațional, pentru că dacă avem generații care nu sunt bine educate, sistemul de învățământ, după cum știm, este la pământ în România, atunci viitorul țării este foarte prost, foarte prost conceput. Bun. Acum o să fac o scurtă introducere a invitaților. Avem și o problemă tehnică, dar o să o rezolvăm pe parcurs, pentru că s-a deconectat la domnul Florian Colceag. Totuși eu o să fac această prezentare, după care o să ne ocupăm și de partea tehnică. Deci câteva cuvinte despre invitați. Domnul Florian Colceag, îi urăm bună seara, bine a venit în emisiune, însă dumnealui, domnul Colceag. O să intervenim de aici din studio. O să intervenim sau mai avem o soluție, dumnealui este în aceeași locație cu mine. O să deschidem din nou, Marvin, dacă vrei să continui și noi continuăm aici, de regia tehnică. Sigur, nicio problemă. Da. Deci eu o să spun câteva cuvinte despre domnul Florian Colceag. Dumnealui este cunoscut în România ca antrenorul de genii. El a fost antrenorul echipei olimpice de matematică a României timp de 18 ani. A elaborat legea educației în România. Din păcate, această lege nu a fost aplicată la valoarea pe care a oferit-o domnul Colceag. Dumnealui este președinte al Institutului Român de Studii și Cercetări Avansate. Are un site al Institutului de Cercetări și Dezvoltare a Cunoașterii Umane. Și ceea ce puțină lume știe, dumnealui a descoperit genomul Universului sau limbajul lui Dumnezeu. Poate că sună așa metaforic, dar prin algoritmii pe care i-a descoperit domnul Colceag, dumnealui poate înțelege un limbaj la orice scară, la nivelul animalelor, la nivelul plantelor. Deci aplicațiile sunt absolut fabuloase. Dacă domnul Colceag s-a conectat din nou, o să vedem imediat. Sigur, ar fi multe de spus despre activitatea domnului Florian Colceag. Iată că v-ați conectat. Bun venit în emisiune, domnul Florian Colceag. Ne auziți? Da, aud. Excelent. Bun. Deci, pentru că tot ați intrat în emisie, o să mai spun câteva cuvinte despre emisiune, așa cum am gândit-o împreună. Dumneavoastră ne-a spus că un nou sistem educațional în România poate efectiv să schimbe datele problemei, pentru că noi putem identifica liderii pe toate domeniile esențiale de activitate și putem să o luăm chiar de la, să zicem, de la rădăcină, adică de când sunt copiii mici și putem să-i orientăm pe direcția pe care ei au afinități. Dumneavoastră ați scris și o carte, se numește
Evaluarea potențialului umane, este o carte de pedagogie pentru părinți și copii și ați pus bazele acestui sistem educațional. Și prin această carte, iată că o aveți cu dumneavoastră, foarte sugestivă și coperta. O să intrăm imediat în detalii, vreau să prezint și ceilalți invitați. Îi urez bun venit și doamnei Rodica Efros. Bună seara. Bună seara. Da, da, bună seara. Așa, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Dumneavoastră ați colaborat foarte strâns cu domnul Florian Colceac. Din câte am înțeles, chiar dumneavoastră înși vă ați fost, să zic așa, specializată de domnul profesor. Ați lucrat cu copii de vârste, începând cu 7 ani, cu copii supradotați, trebuie să precizăm, și înțeleg că ați deschis sau urmează să deschideți în curând așa numită școală Quantum. Este adevărat? Am reținut bine? Da, bineînțeles. Într-adevăr, cred că să fac mâine poi mine 10 ani de când sunt alături de domnul profesor în diferite proiecte și îi mulțumesc și pe această cale pentru că din mâna dânsului ușoară am reușit să punem cap la cap sensuri și înțelesuri și cunoștințe care altfel le găsești răzlețe în diferite științe și în diferite cercetări, dar punându-le cap la cap și integrându-le în sistemul despre care ați povestit dumneavoastră, acea modelare semantică, am ajuns la niște concluzii absolut excepționale și cel mai important este că sunt niște învățăminte firești, cum să crești și să educi un om într-o abordare firească, cum învață un om firesc, de ce are nevoie. Și partea de supradotare, într-adevăr, este o zonă de nișă, pentru că copiii supradotați sunt mai greu iubibili decât, de exemplu, copiii cu deficiențe. Ei aduc o oglindă... O să intrăm în detalii, dar vreau mai întâi să prezint toți invitații. Da, sigur. Avem alături de noi și pe doamna Monica Tătaru. Bună seara, doamna Monica! Bună seara tuturor și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, dumneavoastră aveți și pe fundal acest afiș despre metoda Shichida sau Shichida, nu știu cum se pronunță, din limba japoneză, și din preliminariile pregătirii emisiunii noastre, înțeleg că este o metodă extraordinar de eficientă de educare a copiilor. Această metodă în Europa este folosită doar de 2 țări. Prima este România, a doua este Marea Britanie, dar în toată lumea, îmi spuneați dumneavoastră, că sunt cam 110 țări, mai ales din partea asiatică, ce folosesc această metodă. Și suntem foarte interesați să aflăm în ce constă, care sunt subtilitățile. Sigur, o să intrăm în detalii. Acum, mai avem alături de noi și pe domnul Dumitru Grigore. Bună seara, domnul... Nici nu știu care e numele noastră mic, Grigore sau Dumitru? Dumitru. Bună seara tuturor. Bună seara. Am vorbit și cu dumneavoastră astăzi. Sunteți un colaborator, de asemenea, un colaborator apropiat al domnului Florian Colceac. Ați dezvoltat împreună un sistem de scanare care operează direct de la nivelul creierului. Deci este mai mult decât o metodă psihologică, așa cum mai știm unii și alții acele teste, este cu totul altceva. Și în felul acesta poate fi elaborat un profil foarte precis al elevului, al profesorului și al relației dintre elev și profesor. Și îmi spuneați noastră că putem pune bazele unui nou sistem educațional pe anumite metode obiective. Și mi-a plăcut foarte mult, dumneavoastră mi-ați spus că ați făcut și facultatea de fizică tehnologică. Ați fost chiar cumva pregătit, orientat să deveniți pilot pe anumite avioane performante. Până la urmă ați devenit inginer de sistem, dar ați făcut și facultatea de teologie și ați slujit spiritualității la modul direct, mă refer, timp de 20 de ani ca preot. Deci aveți o perspectivă foarte vastă.
Și iarăși mai spunea dumneavoastră că prin aceste metode foarte obiective, prin tehnologiile pe care le putem dezvolta, efectiv putem schimba paradigma pe baza unor argumente noi, precise și rapide. Eu o să mă opresc aici cu prezentarea și l-aș ruga pe domnul Florian Colceag, că dumnealui nu mai apare în imagine, să ne, vă rog, domnul Colceag, să ne oferiți un cadru al tematicii din seara aceasta. Acele, mulțumesc, mulțumesc. Vă spun o legendă, o poveste, întâi. Mi se pare potrivită. Se spune că la un moment dat, într-un regat oarecare, au apărut niște condiții îngrozitoare de secetă, de foamete, și regele a poruncit ca toți bătrânii să fie omorâți, ca să raționalizeze hrana, ținând seama că pe noi ne așteaptă criza foamei. Interesant. Un tânăr își bea foarte tare bunicul și l-a ascuns în pivniță, ca să nu-l vadă nimeni. Îl trăit cum a putut, la un moment dat a început să plouă, dar lumea mâncase și iarba de pe câmp. Nu mai aveau ce mânca. Mai aveau încă boi, mai aveau încă animale. Nepotul a întrebat pe bunicul, ce să facem, bunicule? Spune, nepoate, pe unde au trecut căruțele de grâu? Păi pe drum. În hamă, boii, la căruță și are drumul. Unde a arat drumul, semințele au încolțit. Și s-a făcut din nou recolt. Noi asta facem în educație. Semințele încolțesc ca să dea o recoltă bună. Mai ales în momentul în care avem o criză educațională vizibilă, care, după cum se știe, se vede cu ochiul liber, afectează pe toată lumea. Vedeți, aici avem mai mulți oameni care au o experiență bogată și care au deschiderea bine structurată când pot lucra oricând împreună. Bun, împreună fiind un cuvânt magic, pentru a forma din semințele existente recolta viitoare. Aș începe în aceeași ordine în care am fost și până acum, deci cu Rodica. Povestește un pic, Rodica, despre școala Quantum. Păi, școala Quantum este rezultatul a unor vise, a unor experiențe, a unor proiecte anterioare pe care le-am dezvoltat și care, la un moment dat, au avut de înfruntat anumite pandemii sau anumite crize. Și, exact. Și la școala Quantum se găsește tot ce pomenează dumneavoastră despre împreună. Se găsesc și vechi colegi cu care am mai lucrat și în alte proiecte. Se găsesc și părinți care ne-au urmat și au venit după oamenii despre care au aflat că sunt la școală. Iar în primul rând, școala Quantum este realizarea și încrederea cu care ne-a girat doamna Diana Șerban, cea care a fondat, a făcut investiția majoră și a permis ca acest vis să fie posibil. Este o școală, îi spunem noi, de bun simț. Și de multe ori pomenim despre bun simț, ce înseamnă bun simț. Și în accepțiunea noastră, bun simț este, sunt acele patru cuvinte magice din înțelepciunea românească, adică util, bun, adevărat și frumos. Și toate astea patru trebuie să vină fix în ordinea asta. În primul și primul rând să fie util. Să fie util și copiilor, și familiilor, și societății pentru ziua de mâine. Să fie bun, pentru că doar prin bunătate se poate educa și prin bunătate de blândețe au nevoie semințele despre care povestea domnul profesor.
Adevărul este cel care stă în baza tuturor relațiilor pe care le construim, pentru că fără o comunicare deschisă, fără o deschidere a noastră ca și oameni de a învăța și de a crește și de a face lucrurile să funcționeze fix cum e nevoie pentru toți cei implicați. Iar frumusețea este încununarea, dacă parcurgem cele trei, util, bun, adevărat, frumusețea este un... este cea care îmbracă toată povestea. Și într-adevăr, la Quantum, cred că am reușit să punem, să facem condițiile ca să încolțească câte un pic dintre toate. Asta așa ca și o poveste de preambul. Pe de altă parte, suntem școală autorizată în curriculum național, dar pe lângă curriculum național îmbinăm foarte bine anumite elemente de metodologie și de abordare din pedagogia Gifted, și astea sunt rezultatul experiențelor colaborării cu domnul profesor pe proiectele legate de copii cu abilități înalte, Gifted, așa numit în limbajul uzual, și cu dubla excepționalitate. Am dezvoltat o serie de programe personalizate pe instituție și prin muncă de zi de zi căutăm să le validăm și acolo unde putem și unde găsim deschidere să le dăm mai departe și către cei care vor să preia exemplele de bune practici. Doamna Rudica, aș avea o rugăminte, dacă vreți să ne spuneți care ar fi principiile specifice ale școlii Quantum. Prin ce se deosebește de alte școli? Păi, dacă într-o școală obișnuită, de obicei, la mare cinste este instrucția și cunoașterea, cogniția, nu cunoașterea autentică, ci cogniția, noi ajungem la cunoașterea autentică cultivând caracterul copiilor și formându-le credințele adevărate despre, într-o moralitate și într-o etică, așa cum ne-am fi dorit noi să fie lumea și de azi, dar mai ales cea de mâine. Deci cunoaștere, caracter și credință sunt cele trei, sunt cei trei piloni pe care ne sprijinim toată activitatea. Și nu doar cunoașterea noastră, ci căutăm să facem și performanță, adică cunoaștere și la copii, și căutăm să ducem cunoașterea și în rândul părinților, pentru că de multe ori cunoașterea ajunge la copii prin părinți. La fel și cu moralitatea și la fel și cu caracterul. Caracterul este un element esențial care de multe ori stă un pas în spatele cunoașterii. Dar ce este un om de știință fără un caracter? Ce este un om de știință fără valori? Adică sunt lucruri care merg mână mână. Să zicem că ne urmăresc, și cu siguranță ne urmăresc mulți părinți care ar fi interesat să știe dacă este o școală de stat sau este o școală privată, dacă se predă aceeași programă ca la alte școli, obiectele, de exemplu, istoria României. Se predă în același mod cu LGBT, cu alte lucruri? Noi, momentan, suntem o școală privată, suntem o școală primară, da, suntem o instituție privată. Urmăm curriculum național și cu tot ce înseamnă partea de evaluare, de competențe pe care le urmărim la copii. Conținuturile le povestim în așa fel încât și le căutăm să le împărtășim și cu părinții în așa fel încât, având mai multe perspective, să-și ia fiecare cu ce rezonează. Nu putem să schimbăm lumea sau să introducem nici în bine, nici în rău. Bine, cu forța nu putem să facem. Putem doar să fim noi ca și profesori și comunitatea de părinți care se alătură împreună cu noi și să fim modele ale unor valori. Ce să luăm din valori, nu o să putem niciodată să le spunem să facă într-un fel sau să facă în alt fel. Doar văzând cum facem noi și apreciindu-ne munca, poți să adere și dânsi la un set de valori sau la alt set. Trebuie să știe toate fațetele adevărului. Deci este o școală privată. Și dacă cineva dorește să-și înscrie copilul la această școală, ce categorie de vârstă și cum vă găsește? Este școală primară, avem clasă pregătitoare, clasa 1, a 2, până la a 3 și a 4, până la clasa 4 momentan suntem. Suntem foarte noi. Ne poate găsi foarte ușor, suntem în Pipera, județul Ilfov, comuna asta, orașul voluntar. Cu o căutare simplă, avem și site pe internet, cu o căutare simplă, școala Quantum, ne găsesc foarte ușor. Se programează o întâlnire, facem și o evaluare înaintea intrării în școală, dar evaluarea este în sensul de a aprecia nivelul de la care pornește copilul
punctele lui tari și unele dificultăți la care avem de construit împreună viitorul traseu educațional. Da, și deci programa educațională corespunde cu sistemul din alte școli sau pur și simplu aveți cu totul alte materii? Nu, programa educațională în ceea ce privește curriculum național urmează curriculum național în legea românească, pentru că asta este una dintre regulile jocului. Da. Dar, complementar la programa națională, exact, copiii mai beneficiază de un set de programe care sunt dezvoltate de noi. Și nu sunt neapărat materii diferite, ci sunt, sunt activități diferite care au în bază o metodică nouă de abordare a copilului, anumite instrumente, anumite tipuri de activități special făcute pentru grupul de copii care ajunge la noi. Da, vă mulțumesc. Domnul Florian Colceag, dumneavoastră sunteți ca un ax al acestei emisiuni. Eu sunt moderator, dar dumneavoastră sunteți cel care creează direcția ideologică, paradigmatică. Și v-aș ruga să oferiți concluzii când mai zice un invitat. Imediat, cu plăcere. Lângă noi este și Monica Tătar, da, care este cea care are franciza Shichida. Am fost împreună în Japonia, am discutat cu doamna Shichida. În ce și de 5 ani există acum în Oradea, centru Shichida, se va iniția în București în curând. Asta este cartea, traducerea de cărții Limacodo Shichida, care a plecat de aceleași coordonate, adică în primul și în primul rând, dezvoltarea sufletului copilului. În primul rând, trebuie să înțelegem că cei trei piloni, corp, minte, suflet, nu trebuie să fie în contradicție. Când corpul și mintea nu funcționează împreună, suferă sufletul. Când corpul și sufletul nu funcționează bine împreună, se ceartă între ele, suferă mintea. Când mintea și sufletul nu funcționează bine între ele, suferă corpul. Acum, ca să se poată crea armonia, e nevoie să funcționeze toate. Bine, chiar foarte bine. Monica, când deschideți centru și unde? Da, momentan avem centru deschis doar în Oradea, l-am deschis în 2020, aș putea să spun așa, în plină pandemie, dar de atunci funcționăm și cu foarte mare bucurie pot să spun că am găsit o deschidere enormă în rândul părinților în a căuta și a încerca să găsească metodologii sau metode noi care pun accent nu doar pe cunoștințe, ci pe ce spunea domnul profesor, dezvoltarea întregului, a sufletului în primul rând, inimii și a abilităților cu care noi venim pe lume. Și următorul pas este să deschidem centrul în București, va fi undeva în primăvara anului viitor, va fi în centru, pe strada Răspântilor, foarte aproape de Piața Romană, undeva în luna aprilie va fi deschiderea. Este gândit ca un centru, va fi un centru mare, cu o capacitate de peste 600 de copii. În momentul de față, în Oradea avem în jur de 150 de copii înscriși, care vin frecvent, cu grupe de vârstă începând de la 6 luni până la 6 ani jumate. Predomină și preponderent sunt copiii de la 6 luni până la 3 ani. Rezultatele școlii și cilea sunt absolut extraordinare. Puteți găsi pe internet o grămadă de... Puneți doar și cilea learning și veți vedea ce e acolo. Și ca metodă și ca de toate. Da. Dar observați, luăm de la vârstă mică, ajungem la școlari mici. Mai există metoda Feuerstein. Ruben Feuerstein a fost evreu născut în Moldova și care a reușit să facă, după război,
când au venit în Israel o grămadă de oameni din diverse culturi, ca lucrurile să funcționeze bine, deși nu funcționează bine acum, nu din cauza evreilor, ci din cauza cazarilor, de unde avea război. I-au trecut la cultura ebraică, dar eu rămas neatot și cum a fost înainte. Acum, ca să poți crește copiii, să poți dezvolta personalități adevărate, ai nevoie de instrumente adecvate. Instrumentele adecvate care să le urmărească, să le evalueze creșterea și dezvoltarea, să vadă unde se pot dezvolta mai bine. Aceasta e aportul pe care îl aduce colegul meu, Grigore Dumitru. Te rog, povestește-le puțin, Duminica. Este foarte mult de vorbit despre această nouă viziune, un învățământ abordat cu metode moderne, nu noi și moderne în sensul de a fi altfel decât ceea ce a fost până acum, ci în sensul de a ține pasul cu realitatea informațională, cu realitatea tehnologică, care este bine știut, în ultima perioadă a avut o evoluție absolut fabuloasă. De aceea ați făcut referire în prezentarea mea că sunt colaboratorul domnului profesor Florian Colceac, o colaborare care ține de peste 20 de ani. M-a bucurat enorm faptul că în ultimii 2 ani ne-am regăsit și am reluat cu un alt potențial de data asta, niște idei de colaborare vechi și astăzi putem spune că împreună am reușit un lucru minunat. Trebuie să precizez, domnul profesor este un vizionar de mare excepție. Ideile dânsului sunt greu accesibile. Mie, eu sunt implementator, fiind inginer, având o formație tehnică în special, dincolo de preocupările mele spirituale, mi-a fost greu să accesez ideile domnului profesor Colceac, însă am folosit o metodă care a dat rezultate absolut speciale, în sensul că am luat-o pe porțiuni mici și am ținut după dânsul implementând concret, deci dând tangibilitatea unor idei care depășesc înțelegerea comună. Le-am dat o formă matematică, am implementat niște algoritmi și astăzi suntem în posesia unui complex de sisteme de evaluare în domeniul psihologic. Ele sunt instrumente psihometrice. Când spun evaluare, mă refer la o evaluare obiectivă care rezidă din niște semnale obiective preluate de la nivelul sistemului nervos. Utilizăm o serie de mijloace aparative, între care și căști electroencefalografice, rezultate care nu au în vedere numai zona de vârstă, adultă, ci mai ales în ultima perioadă este îndreptată către evaluarea copiilor. Specificațiile pe care mi le-a oferit domnul profesor Florian Colceac au fost implementate de mine în ultimele structuri integrate ale algoritmilor la care am lucrat
Și astăzi pot să spun cu mare satisfacție și bucuria asta am împărtășit-o cu domnul profesor zilele trecute, când experimental am supus sistemul nostru unui test și am obținut o concordanță între ceea ce măsoară efectiv un mijloc aparativ și ceea ce pot să declar eu despre mine, respectiv testul l-a vizat și pe domnul profesor. Am oferit un chestionar scurt în 4 întrebări, a răspuns la ele, am introdus rezultatele în sistem și am cerut sistemului să ne dea concordanța. O concordanță la domnul profesor peste 82% între ceea ce a măsurat un sistem aparativ care nu are viață, e un aparat construit de mâna omului, și ceea ce fiecare poate să declare despre sine. Una dintre întrebări, nu vreau să divulg tot ansamblul, e vorba de interogarea asupra unor funcții comportamentale. Una din întrebări se referă dacă vă considerați o persoană logică sau afectivă. Și fiecare știe despre sine că, mă rog, poate să ia decizii bazate în special pe logică sau mai puțin logice, mai mult emoționale. Am dat doar un exemplu. Însă, revin acum să specific niște aspecte deosebite care vizează evaluarea copiilor de vârstă școlară. Și de acolo vom merge mai departe la evaluarea contextului educațional la care copilul acela ia parte. E vorba de interacțiunea dintre dascăl, copil și părinții copilului. Pentru că această triadă este fundamentală pentru devenirea respectivului copil, pentru formarea lui. Dacă nu vorbim de părinți, vorbim de aparținători. Dacă mergem și mai departe, putem, bineînțeles, construi orice fel de design în sensul ăsta, însă esențial este că în momentul de față suntem capabili să evaluăm cel puțin 13 dimensiuni care țin de gândire, dincolo de aspectele care sondează superficial, dar și profund, aspectele emoționale. Acum, nu pot să vă ascund, mulțumesc pentru generoasa prezentare pe care mi-ați făcut-o. Ca preot ortodox, dar și ca fizician implicat în cercetare fundamentală și experimentală, am mers chiar dincolo de ceea ce se poate măsura în realitatea fizică prin proiecție. La una din sesiunile de toamnă ale Academiei Oamenilor de Știință am demonstrat cu subiect și predicat, făcând chiar un experiment la care a participat printre zeci de persoane din Academia Română și regretata distinsă doamnă Mărioara Godeanu, care a fost absolut entuziasmată de ceea ce a văzut. Am putut să demonstrez că persoanele cu preocupare spirituală înaltă au un parametru care poate fi măsurat cu mijloace aparative, un parametru scalabil cu valori foarte înalte față de persoane care n-au niciun Dumnezeu și refuză totalmente progresul spiritual, care la acel capitol, pe acel indicator, aveau valori jenant de mici. Chestiunea aceasta este o demonstrație științifică, nu e o poveste. Eu am scris și, mă rog, o carte și câteva articole științifice despre acest lucru, dar ca să vorbesc mai specific, în momentul de față putem evalua și nivelul de conștiință Hopkins. Un lucru care nu este de neglijat, pentru că știut este că în ceea ce privește statutul psihoemoțional al copiilor,
care trăiesc într-un mediu inadecvat, de exemplu, măsurătorile care se fac, metodele utilizate în momentul de față, nu sunt de cele mai ortodoxe și cele mai blânde, unele fiind chiar deosebit de invazive. Știind bine că sufletele copiilor sunt atât de fragile. Sunt oameni care la maturitate manifestă o asemenea fragilitate și lucrurile și acolo pot să capete formele respective. Dar, având posibilitatea de a înlocui treptat, pentru mine este un angajament de viață până la urmă, lucrul ăsta l-am scris și în mesajul Centrului de Neuroștiințe și Inginerie Psihologică pe care îl coordonez la Institutul de Studii Multidisciplinare deschis la Buzău anul trecut. Înlocuirea treptată a bateriilor de test, care au o notă de subiectivitate deosebit de înaltă, cu mijloace aparative care nu supun persoanele evaluate, nu supun copiii de vârstă școlară la șocuri, la eforturi care le pot care îi pot scoate din starea lor de normalitate, poate duce această nouă schimbare de atitudine în evaluare, poate duce la reformarea unui alt mod de a gândi în ceea ce înseamnă actul de educație. Vorbeam mai devreme că avem în vedere și pot să-i dau domnului profesor acum în direct o veste foarte bună. Am terminat cea de-a doua fuziune și rezultatele sunt fulminante pe ultimul algoritm despre care vorbeam. Deci putem evalua de la copii până la lideri orice fel de persoană cu o imensitate de direcții, de canale pe care putem obține informație necesară, în primul rând persoane evaluate și în al doilea rând celui care evaluează, pentru că eu, în ceea ce mă privește, sunt doar un autor de sistem de evaluare. E foarte important ca informația în legătură cu un copil evaluat să fie la dispoziția părintelui și dascălului, pentru că deciziile lor în ceea ce privește viitorul copilului sunt cruciale. De ce fac mereu trimitere la părinte și în aceeași măsură ca și la formator, la dascăl? Pentru că părintele este o verigă care nu trebuie sub nicio formă uitată, scoasă din ecuație și folosită numai atunci când apar conflicte și pot să dau cazuri concrete. Atunci când se produce un incident la școală, îl cheamă pe părinte, care părinte vine val vârtej, știe că are o odrazlă extraordinară și întotdeauna ticălos este dascălul, profesorul, care nu are metodă. Ori așa ceva n-ar trebui să existe într-o gândire nouă a sistemului educațional, unde autoritatea celui de la catedră nu poate fi călcată în picioare. Nu vreau să dau exemple pentru că nu predau, însă sunt la curent cu ce se întâmplă într-o clasă în care nu sunt mulți ani, elevul de la școală, de la fereastră îl suna pe cel de la perete și cochetau, profesorul era ceva caragios acolo în tot ansamblul ăla.
chestiuni care frizează orice fel de normă elementară, de morală, de etică în actul educațional. Nu vreau să... Te întrerup o clipă, da. Știu că atunci când vorbești cu un fluviu, o să revenim. Sigur. De ce este atât de importantă evaluarea? Iar vă spun o poveste. Poveste mică, scurtă. Despre un anume Ionica. Care Ionica era un copil oltean care avea IQ 30 și nu știa să scrie, să citească, dar avea un dar, putea să găsească obiecte pierdute. Mergea Nea Vasile, era de la fânul, coruzat cu fân, și ajungea la casă, constata că nu mai are cheia, pierduse cheia pe miliște. Îl chema pe Ionica, Ionica se ducea direct, punea mâna pe chei, el a ajuns profiler. Nu avea un IQ înalt, dar a fost angajat de poliție ca profiler. Și mergea exact la locul unde îngropaseră hoții, ce furaseră. Asta pentru că oamenii au capacități, au disponibilități. Asta este și motivul pentru care în școală sunt etape de vârstă care se exprimă într-un anumit fel. Sunt calități pe care le poate vedea scannerul, le poate sublinia și îți dau indicații de ce cale bună poți să adopți pentru fiecare copil în parte, învățare individualizată, ca să îi dezvolți abilitățile să devină util social și fericit în familie și în comunitate. Este absolut esențial. Iar acum, sistemul poate fi practicat atât la școală, la quantum, care pleacă de la realitatea cotidiană a curiculei naționale, bună sau proastă, dar fără un examen, fără o evaluare, fără niște rezultate palpabile, nu se poate schimba nimic. Inerția în educație este foarte mare. Din momentul în care s-au cuantificat notele, concursurile, nivelul de performanță, nu nivelul de progres. Nimeni n-a mai știut cum e de fapt. Sistemul pe care l-ai dezvoltat este extraordinar pentru că poate arăta progresul copilului, în ce direcție se duce. Și atunci știi cum să dă drum mai departe. Pot să completez un pic aici, pentru că, într-adevăr, evaluarea și noi mergem foarte mult, deși multă vreme cumva erau lucrurile discutabile, dar sunt mai multe aspecte legate de adică de o evaluare pertinentă, care chiar își dorește să construiască un profil al copilului, adică acele caracteristici, nevoi și așteptări pe baza cărora poți să construiești. Și, într-adevăr, evaluarea este și pentru a găsi un traseu, a vedea o posibilă cale de dezvoltare a copilului, încurajarea abilităților, dar ne ajută foarte mult și să selectăm instrumentele cu care mergem pe această cale, pentru că în funcție de ce profil avem la copilul în față sau la grupul de copii, demersul de predare, de instruire sau de a aduce acea cunoaștere în grupul de copii este mult mai facil pentru un profesor. Din păcate, marea majoritate sunt formați într-un sistem în care fac lucrurile mimetic. Le fac, le preiau niște metodologii, dar nu înțeleg de ce fac, aplică metodele respective. Și atunci se încustează foarte mult și zona de creativitate, dar și zona de eficiență a profesiei didactice. Și atunci mi se pare foarte important ca, inclusiv și pe partea de profesori, să cunoască toate aspectele, de ce să fac lucrurile într-un fel anume, de ce este în program sau nu este în program, de ce e recomandabil ca să fie încărcat un program sau mai lejer un program, pentru că nu funcționează, nu suntem doi la fel. Și în funcție de copilul pe care l-ai în față, îți adaptezi și metoda de predare, îți abordezi și felul în care vorbești cu copilul,
îți adaptezi și instrumentele pe care le folosești. Deci este absolut important ca printr-o formă de scanare, oricât de complexă sau oricât de minimalistă poate fi în anumite momente sau în funcție de cunoașterea profesorului, dar este absolut esențială o formă de evaluare de lansare într-un traseu educațional. Și vă felicit, domnul Grigore, știu despre demersul dumneavoastră, despre descoperire de mulți ani și chiar este foarte important ceea ce faceți. Nu uitați, am scris o carte. Eu scriu foarte rar. Acum a intrat-o fiica mea. Educarea potențialelor umane. Este o carte de pedagogie, pentru că profesorii nu au pregătire pedagogică suficient de bună, mai ales când lucrez la nivelul ăsta de profesionalism și poți să faci educare individualizată dacă înțelegi. Nici asta nu este ușor de citit. E dificil de citit. Da? Trebuie să-ți bați capul ca să înțelegi. Dacă mergi ca tramvaiul pe șine, nu mai dai note și pui absențe și așa mai departe, nu funcționează. Dacă nu pui suflet, nu funcționează. Da, aș vrea să fac și eu câteva... O secundă. Sigur, mergem imediat la doamna Monica Tătar. Câteva precizări vreau să subliniez din lucrurile pe care le consider extrem de valoroase, spuse mai devreme. Spunea domnul Grigore că această evaluare a copiilor și a liderilor este foarte importantă, este un instrument fundamental. Și eu invit pe telespectatorii noștri să se gândească cum ar arăta o țară care ar avea lideri potriviți, evaluați prin metode științifice, obiective și ar fi, cum zice domnul profesor Colcean, omul potrivit la locul potrivit. Asta este o cheie fundamentală. Pentru că noi dacă ne uităm ce parlamentare avem în momentul de față, unii sunt așa cum se mai spune. Nu trebuie să ne fie rușine, dar ăsta e adevărul. Analfabeți funcționali. Dacă îi luăm să întrebăm niște lucruri concrete, pur și simplu se bâlbâie, abar n-au ce să răspundă. Oamenii ăștia conduc România. Cum ar arăta o Românie care ar avea lideri potriviți? Avem atâția oameni cu deosebite capacități, cu deosebite rezultate, sunt ignorați, marginalizați, dați la o parte. Și un alt lucru pe care vreau să-l evidențiez, spunea domnul Dumitru Grigore mai devreme că în măsurătorile pe care le-a efectuat, a constatat că indicele persoanelor care au orientare spirituală este excepțional de înalt față de cei care poate sunt inteligenți, dar nu au această dimensiune spirituală. Ei bine, iarăși dacă extrapolăm semnificațiile, le analizăm și le extrapolăm, aceste informații, ne gândim cât de important este pentru o țară să cultivăm această parte spirituală. Noi vedem că educația din ziua de azi este foarte materialistă, religia a devenit marginalizată, relativizată, nu, să nu jignim pe nimeni, corectiunea politică, e doar așa în intimitate, dar o națiune care pune pe primul rang, la nivel național, latura spirituală are perspective extraordinar de mari. Și o să mai fac un gen de provocare pentru toți invitații. Prin anii 80, în China, s-a dus vestea că au fost descoperiți copii cu puteri paranormale. Pentru că ne spunea dumneavoastră domnul Colceac de acel ionică ce avea capacitatea să găsească cheile și multe alte obiecte, deși avea un IQ destul de mic. Vreau să ofer așa subțin câteva informații. Prin anii 80 în China au apărut articole cum că există copii care pot să vadă prin zid, pot să determine cărțile de joc afișate, mă rog, întinse pe o masă, deși erau în afara acelei camere. A apărut o comisie din Occident, în China, s-a înființat, pentru că ei erau convinși că aceste lucruri sunt false. A fost scris o carte de Paul Dong și Thomas Raphael, se numește China's Super Psychics. Și spun asta nu pur și simplu ca un element senzațional, pentru că dumneavoastră, ca experți în educație, știți foarte bine că ființa umană nu este doar mintea, are și alte
potențialități care țin de suflet, țin de intuiție, acestea trebuie dezvoltate. Noi nu suntem ființe umane complete dacă nu dezvoltăm aceste ființe. Și aș putea să spun mai multe detalii despre puterile paranormale. Au fost cam 100.000 de copii în anii 80 găsiți de China și plasați în centre speciale. Da, cum ați comentat noastră, eventual ca să avem continuitate cu doamna Monica Totar sau domnul Colcean, cum considerați? Al nou congres internațional la care am luat parte, m-am întâlnit cu reprezentantul chinez, era directorul Institutului pentru Copii Supranormal din Beijing, se numește Shi Jianong. Shi Jianong era atunci, acum nu mai e unul, a avut un experiment absolut fabulos. Fiind China Mare, a luat perechi de gemeni univitelini, gemeni identici, de-a făcut măsurătorii de inițiare de IQ, erau la fel. Un grup de copii a rămas martor, iar celălalt i-a băgat în experiment. În experiment, ei trebuiau să gândească pe emisfera dreaptă. În ce sens? Trebuiau să vizualizeze un corp care avea suprafețe colorate, pe care le secționau cu un plan de altă culoare. Apoi, acesta se rotea pe o muchie, se așeza în altă formă. Ce fusese înăuntru era un exterior, ce fusese în exterior parțial era înăuntru. Apoi mai făcea o dată o secțiune, se petrecea procedura la fel. După 2 ani, li s-a dat la respectivii copii, li s-au dat forma inițială și forma finală. Iar ei trebuiau să determine traseul și culorile și secțiunile cum au fost făcute. După 2 ani au fost din nou testați. Au fost testați și s-a văzut că aveau o diferență de IQ cu 30 de unități mai mari decât fraților care nu intrase în experiment. Și cel mai fabulos lucru aveau anumiți cromozomi care aveau X-ul în formă de cârjă. Un braț era mai lung și în 2. 2, 3, 5, 7 și 11. Deci acești cromozomi aveau altă formă. Ceea ce înseamnă că utilizarea emisferei drepte, pe care a folosit-o și Jianong, prin imaginație, prin dezvoltarea reflexe intern, le-a mărit enorm de mult potențialele până la nivel genetic. Deci ei nu mai erau la fel ca fraților. Erau alți oameni. Acum aș duce pe bunica un pic la microfon, pentru că asta a făcut și Makoto Shichida. Dezvoltarea, prin metoda Shichida, a emisferei drepte, care l-a mărit la copii performanțele. Spuneți-ne, Monica, în ce direcții s-au văzut performanțele? Deja aș începe să spun că metoda Shichida, chiar dacă doar de puțin timp, este cunoscută aici în Europa și în România. Ea are o bază de peste 60 de ani, profesorul Makoto Shichida fiind cel care cumva a observat la început empiric, lucrând, fiind chiar profesor de limba engleză în Japonia, că anumite categorii de copii învățau mult mai ușor structurile gramaticale decât alții. Și din practică a văzut că cu cât copiii sunt mai mici, și au o vârstă mai fragedă, cu atât rețin mult mai ușor informația și procesează informația de cele mai multe ori aproape instantaneu. De la aceste observații, care la început au fost doar, așa să spun, empirice, a mers mai departe cu studiile și a aprofundat timp de peste 6 decenii, când a tot dezvoltat metodologia, astfel încât în momentul de față metoda Shichida este
printre singurele metode din lume care dezvoltă de la o vârstă foarte fragedă, de la 6 luni, și lucrează pentru dezvoltarea emisferei drepte și emisferei stângi, de fapt ambelor emisfere, dar cu precădere a emisferei drepte în primii 3 ani. Pentru că de la naștere și până pe la 3 ani, în jurul vârstei de 3 ani, copiii funcționează, învață, tot procesul lor de învățare se bazează pe emisfera dreaptă. Emisfera responsabilă de limbaj, de emoții, toată comunicarea este emoțională. Practic este responsabilă de tot ce înseamnă creativitate, intuiție, procesare, informație în mod brut, să spun așa. Și ce facem noi în momentul de față, lucrăm și exploatăm acest dar pe care l-au copiii la naștere. Sunt anumite abilități care, dacă nu sunt stimulate până la o anumită vârstă, nu se mai dezvoltă aproape niciodată. Aș putea aminti aici o abilitate sau, da, o abilitate ar fi auzul perfect sau auzul perfect. Nu toți muzicienii au, nu este neapărat necesar doar pentru muzică, dar s-a observat că copiii mici au o abilitate de a învăța limbile străine sau a reține sunetele și le rețin și le recunosc absolut în mod natural, intuitiv. Nu este necesar să li se predea într-un fel. Un copil care este expus la o limbă străină poate să învețe limba respectivă dacă este expus suficient de mult în primii 3 ani, vorbește în mod natural limba respectivă. Acest auz perfect se dezvoltă undeva până în jurul vârstei de 5 ani și contribuie pe tot parcursul vieții la învățarea sau un proces de învățare a copiilor, a limbilor străine, a muzicii sau direcții muzicale. Și de multe ori ne întrebăm cum un copil reține atât de ușor sau are un accent atât de bun, tocmai datorită acestui lucru. Un adult învață o limbă străină cu efort, necesită efort concentrat, efort susținut, foarte multă muncă, pe când, de exemplu, pot să vă dau exemplu din centrul nostru, avem copii înscriși la Shichida la 6 luni, și cursurile se desfășoară, avem cursuri atât în limba română cât și în limba engleză. Cursurile de limba engleză sunt integral în limba engleză, sunt gândite ca și învățarea ca și pentru nativi. Iar undeva în jurul vârstei 2 ani jumate, când copiii deja încep să își dezvolte și partea stângă, adică limbajul, copiii respectiv vorbesc fluent limba engleză. Singura condiție este să fie expus suficient de mult, dar nu li se predă într-un anumit fel sau pur și simplu instructorul vorbește cu copiii doar în limba engleză, exercițiile, se folosesc foarte multe imagini, sunt implicate aproape toate cele 5 simțuri în fiecare exercițiu, în fiecare tehnică pe care noi o folosim. Și ce dezvoltăm practic prin această metodă care pune accent foarte mult pe emisfera dreaptă, sunt toate abilitățile cu care potențial noi ne naștem, dar dacă nu le dezvoltăm, rămân la stadiu de potențial. Aș aminti abilitatea de a învăța limbi străine, abilitatea de a face calcule mentale intuitiv, abilitățile intuitive, de spunea domn profesor, dădea un exemplu, copil care căuta și găsea lucruri. Noi avem exerciții care dezvoltă aceste abilități ale copiilor extraordinar și vedem cu cât copiii sunt mai mici, cu atât abilitatea de a rezolva exercițiile care de cele mai multe ori pentru adulți sunt dificile sau chiar nu le pot rezolva. Și pentru copii sunt absolut fascinante și pentru ei sunt o joacă. Abilitatea, memoria fotografică, care este extraordinară, noi o folosim aproape deloc sau spre deloc, pentru că nu ne-am dezvoltat-o, dar copiii au această abilitate sau ca potențial, iar printr-un antrenament constant,
acest lucru se dezvoltă foarte, foarte frumos. Toate lucrurile acestea pun bazele unei dezvoltări armonioase a copilor. Și ca fundament al metodologiei este iubirea, foarte, nu doar în cuvinte, ci chiar în concret, relația dintre părinte și copil, relația între mamă și copil, este fundamentală. Ce facem noi aici, chiar punem în practică tot ce spunem. Adică părinții stau la clasă, mamele, în special, vin cu copiii și stau la clasă cu copiii în timpul orei până la 3 ani. Este obligatorie prezența la clasă. După 3 ani, între 3 și 6 ani, este obligatorie prezența în centru, doar nu mai este obligatorie în clasă. Dar părintele rămâne în centru atâta timp cât este copilul în clasă. De ce? Pentru că un copil are nevoie să știe că timpul petrecut de mamă cu el este foarte important. Nu acceptăm sau nu există situații în care părinții vin și lasă copilul aici, pentru că metoda SCIDA, de fapt, ce face? E o colaborare între noi, părinți și copii. Fiecare are, cum se spune, un procent egal în obținerea rezultatelor. Noi lucrăm la cot la cot cu părinții și cu copiii, lucrăm în clasă, la clasă cu copiii, dar în același timp dăm consultanță părinților și nu numai consultanță. Sfaturi practice, cum să pună în aplicare tot ce fac la noi, de la comunicare și abordarea cât mai adecvată a relației copilul, până la exerciții practice pe care le pot face și pe care nu numai că le pot face, le recomandăm să le facă zilnic și constant. Pentru că constanța este unul dintre, sau constanța este, cred că, printre cele mai importante caracteristici de care avem nevoie. Începem ceva, ar trebui să ducem la bun sfârșit, să fim constanți și consistenți în ce facem. Altfel ne pierdem pe drum și ajungem la concluzia că probabil copilul meu nu este suficient de dotat sau poate că nu este făcut pentru asta, dar nu există așa. Un copil, dacă ar crede după 50 de căzături, după ce începe să umble, dacă ar spune probabil nu-i pentru mine mers, n-ar mai umbla niciodată. Deci el are nevoie de constanță, indiferent de cât de multe ori poate că ajunge să fie dificil pentru părinte să rămână atât de constant drumului. Încredere, exact, libertate. Încredere, da. De fapt, și cei trei piloni, și poate vedeți și în spatele nostru, în spatele meu, și CIDA se bazează pe iubire, încurajare și acceptare. Asta nu înseamnă că nu sunt reguli sau așa mai departe, dar iubirea este fundamentul, încrederea pe care noi o transmitem nu numai verbal, ci încrederea în potențialul copilului, încrederea în faptul că copilul are un proces, este într-un proces, niciodată nu este într-un punct final, încrederea că el are capacitatea de a fi în fiecare zi mai bun. Și încurajarea, care de fapt este, de fapt, cred că un lucru care lipsește foarte mult. Încerc, chiar dacă pare că nu e așa, de fapt, din experiență, eu vorbesc foarte mult din experiență, am văzut că de multe ori arătăm încurajare doar dacă copilul reușește să facă ceva, iar dacă nu reușește să facă ceva, atunci la nivel profund există o frustrare. Ceea ce copilul resimte și percepe subtil absolut toate trăirile mamei. Când îi răspunde domnului a Tudorei că a rămas cu o întrebare fără răspuns, odată cu abilitățile înalte cognitive, se dezvoltă automat și abilitățile supranormale. Eu nu spun paranormale, ele sunt supranormale, adică omul, copilul, intră în dezvoltarea potențialelor la nivelul în care poate face
multe lucruri pe care înainte vremele măcar nu gândea că le poate face. Inclusiv cele pe care le spuneau chinezii, dar pe un alt tip de antrenament. Un tip de antrenament. Bun. Da, fără... eu aș vrea să scot în evidență un lucru pe care l-am auzit mulți dintre noi, dar probabil nu-l conștientizăm, nu-i dăm valoarea pe care o merită. Ființa umană își folosește doar un foarte mic procent din capacitățile pe care le are. Se spune că ne folosim doar 5% din capacitatea creierului. Iată că prin astfel de metode noi putem debloca anumite capacități care au rămas latente. Și mi-amintesc, legat și de exemple pe care le dădea doamna Monica Tătar, că am văzut un documentar în China sau în orice caz în Asia, copiii mici erau legați la ochi și ajungeau să fie capabili să perceapă culorile cu palma. Deci atingeau... Deci am o vedere intuitivă și este practicată în România. Și mi-amintesc că aici aș face ca o trecere... Svetlana și Andrei. Că deci ei există, se face și în București. Putem să le chemăm și pe Svetlana și Andrei la o emisiune la un moment dat. Sigur. Îmi amintesc că am vorbit cu domnul Dumitru Gregore înainte de emisiune și cu ocazia asta fac așa ca o introducere pentru dumnealui. Dumneavoastră mi-ați spus că ați inventat un aparat de scanare a palmei și, dacă am reținut bine, a primit premiu special la Geneva, a fost recunoscut și de autoritățile din România, dar nu a fost valorizat. Și este o invenție extraordinară, dacă doriți să-mi mai dați și câteva detalii. Domnul Polceagă... Este vorba despre sistemul MindMe, care are și o pagină de web, poate fi găsit. El este dezvoltat de mine la Cluj, cu un investitor de acolo. A primit marele premiu Patriot Fest în 2017, concurs de inventică pentru siguranța națională, organizat de Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Ministerul de Interne, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale ale Guvernului și o companie de cercetare în strategie, New Strategy Center. În 2019 am primit medalia de aur la Geneva pentru acest proiect, însă nu mă miră, mă provocați să vă dezvălui pe scurt că am și aflat de ce nu se întâmplă nimic. La Geneva, România a fost prezentă acolo cu un stand de vreo 15 metri, cu o delegație stufoasă de foarte, foarte mulți domni care prezentau tot felul de lucrări acolo. S-a ținut cumva în mod festiv și Ziua României, însă interesant că pe noi, cei care venisem acolo ca și companii private, apropo de ce înseamnă soarta, destinul unei școli private, nu vreau să deschid cu amărăciune o altă filă, însă am văzut că oficialitățile, deci Guvernul României, prin reprezentantul Ministerului Cercetării și Inovării, s-a oprit la exact de unde începeau cele două standuri ale companiilor private care veniseră pe proprii bani în Geneva să-și prezinte brevetul. Oficial, la guvern au fost invitați toți premiații cu aur la Geneva. Pe noi nu ne-a cam băgat nimeni în seamă, pentru că eram o companie privată. Concluzie. S-ar putea ca destinul unei astfel de idei să rămână mult și bine în sertar dacă în școala românească nu se întâmplă nimic. Ca să revenim abrupt la tema emisiunii. Școala românească are în momentul de față nevoie de restructurarea și reconsolidarea unui sistem de gândire moral și etic. Dar atenție, ce fel de etică? Dacă este vorba de etică LGBT în școlile din România, eu prefer să rămân doar la sistem moral. Pentru că e bine știut că nu tot ce etic este și moral și vă pot da exemple fără să insist neapărat pe ceea ce am spus mai devreme.
va fi deosebit de greu ca școală privată să-ți impui un punct de vedere în ceea ce privește educația dacă nu clădești cu mult curaj și sistemul moral pe care se desfășoară toată acea activitate de acolo. Pentru că nu fac o obsesie din a exemplifica din nou. Actele de jignire a profesorului, a învățătorului de la catedră, de către elevi care au părinți cu dare de mână, cu părinți bine situați în societatea românească actuală, aceste acte sunt o rușine pentru sistemul de învățământ oficial românesc. Așa ceva nu există într-o școală în care funcționează criterii obiective de evaluare periodică și la timp a elevilor, dar nu numai a elevilor. Spuneam mai devreme că e vorba acolo de o triangulație. E vorba de un concurs de un efort deopotrivă al părinților, al dascălilor, care vin în întâmpinarea elevului și împreună, mă bucur că acum aflu despre metoda și CHIDA, care se bazează exact pe un asemenea temei, această confluență de interese, nu în sens oneros, de interese și de speranțe, mai bine spus, care trebuie să favorizeze formarea, educarea copilului, este temeiul pentru ceea ce vom numi mai târziu domnul Atudorei lider. Copilul trebuie format lider de mic din școală, din clasa 0. El trebuie să știe că este un lider, dar un lider acolo unde este locul lui. Nu un lider unde nu îi se cuvine și nu îi se potrivește absolut nimic. Poate că n-ar fi bine să fiu foarte specific, însă să știți că gândirea umană are, cel puțin în zona cogniției, are 4 funcții cognitive. Una dominantă, una auxiliară, una terțiară și una inferioară. Toate 4 sunt la fel de importante în destinul și în formarea unui copil. Împreună cu domnul profesor Colceag am reușit să echipăm un sistem de evaluare care știe să releve aceste funcții cognitive. Dar nu numai asta. Știe să releve dominanța cerebrală, pe ce anume este bun un copil, pe ce emisferă mizează și unde trebuie copleșit cu informație formativă și nu inutilă. Ca să nu mai vorbim de inteligențele multiple care identificate în sistemele noastre sunt vreo 72, 36 de cortex stâng, 36 de cortex drept. În psihologia oficială n-am auzit despre așa ceva. Nu vreau să fiu penibil, dar am niște lucrări științifice publicate, sunt vizibile acolo unde sunt în bazele indexate, bazele de date indexate. Pe ele mi-am susținut și o teză de doctorat cu o temă de cercetare în neuroscience, ce drept în domeniul militar, însă am folosit foarte mult și sistemul brevetat, dar și alte metode pe care acum le aducem la lumină. Toate aceste lucruri, mie ca și, mă rog, cercetător în domeniul psihometriei, sunt absolvent de psihologie, dar nu-mi place să mă numesc că sunt și psiholog. Și har Domnului, vreo 20 de ani am făcut psihologia aplicată la mine în parohie. În psihologia modernă eu nu am văzut foarte multe lucruri care mi-au fost dezvăluite de mintea sclipitoare a profesorului Florian Colceag și de modul meu insistent și perfecționist, pentru că asta e hiba pe care o am eu, sunt perfecționist. Dacă ceva nu iese așa cum am năzuit să iasă, reiau totul de la capăt. Deci toată această chestiune ne-au vădit aspecte din psihologia umană pe care nu le-am găsit spre jena mea personală. Poate n-am căutat unde trebuie și cât trebuie.
însă în niciun caz în ceea ce se aplică în momentul de față în învățământ ca și sisteme de evaluare psihologică a elevilor, respectiv a studenților, dacă vorbim și despre zona aceea. Din acest motiv, eu sunt foarte optimist că împreună putem constitui o echipă care poate să dea un impuls puternic către o schimbare de paradigmă autentică. Mi-am permis să folosesc sintagma noua psihologie, dar am citit că pe undeva pe la Chișinău erau pe acolo niște unii care citeau în stele cu noua psihologie și m-am abținut. Nu știu cum să-i spunem, dar în niciun caz nu ne vom depărta de la rigoarea științifică autentică și necesară atunci când vorbim despre un sistem de evaluare. Însă nu vreau să ne lăsăm vrăjiți de valurile amețitoare ale sistemului actual de girare a metodelor de evaluare, pentru că, din păcate, cu oficialitățile din psihologia românească, am până în prezent o experiență absolut perdantă. Astfel încât, cu nădejdea că nu vom strica aranjamentele nimănui, ca să vorbim cu subiect și predicat, sperăm să aducem în noul învățământ, în noua paradigmă de evaluare a învățământ, de evaluare a psihologică în învățământ, să aducem un suflu real, un suflu nou și o speranță, pentru că ar fi suficient să vedeți doar un raport simplu de evaluare al unui copil în câteva zeci de pagini, ca să înțelegeți cât de mult poate să ajute o asemenea evaluare un copil, pe părinții lui, pe dascălii lui și societatea până la urmă care va beneficia de pe urma acestui efort, început cu copilul în primii ani de școală și finalizând cu formarea lui intelectuală și desăvârșirea lui ca om în societate. Suntem pregătiți să facem lucrul ăsta și personal, repet, îmi exprim optimismul că în țara asta nu toate au murit și nu toate au fost aruncate la gunoi și că din cenușa aceea poate să renască oricând speranța asta care ne ține pe noi acum atât de implicați în această discuție, cu dorința de a ne face auziți, așa cum spuneați dumneavoastră la început, că ar fi bine ca mulți să urmărească ceea ce spunem noi aici, pentru că nu va fi pierdere de timp. Vă mulțumesc! Cu ocazia aceasta și noi vă mulțumim. Vreau să reamintesc telespectatorilor, noi să continuăm emisiunea asta, nu e o încheiere, să distribuiți emisiunea, să vă abonați la canalul nostru România Civică, pentru că suntem cenzurați de Facebook. Emisiunile noastre sunt reduse prin algoritmii acestei aplicații la un nivel minim de vizibilitate și dacă dumneavoastră veți distribui pe grupuri către prieteni, veți ajuta la distribuirea acestor informații pe care eu le consider de excepție. Acum, aș vrea să mai fac un gen de provocare pentru invitații din această seară, referitor la educație, și aș vrea să aduc în discuție rezultatele pe care le aduce epigenetica, studiile lui Bruce Lipton, care arată, așa cum fără dumneavoastră știți foarte bine, că gândurile elevate, emoțiile superioare, pot modifica efectiv ADN-ul, adică noi ne putem vindeca de boli prin atitudini. Aceasta este o conștientizare foarte importantă. Vindecarea nu înseamnă doar să luăm niște pilule, înseamnă să rezolvăm în corpul energetic și în corpul psihomental. De asemenea, mai amintesc de experiențele lui Masaru Emoto, că tot vorbim de metoda Shichida,
un alt japonez, care arată că gândurile noastre și emoțiile noastre pot efectiv să modeleze structura apei, dar nu numai apa. Cu apa este doar un exemplu. Tot ce este în jurul nostru este modelat de conștiința noastră, inclusiv noi înșine. Și de asemenea, savanții ruși au făcut multiple experimente dovedite științific, cum că limbajul emoțiile duc la programare neuronală. Deci, de asemenea, influențează fiziologia corpului. Bun, eu o să mă opresc cu această provocare, să zic așa. Domnul Colceag, dumneavoastră direcționați emisiunea după cum doriți. Emisiunea a fost făcută la cumva inițiativa dumneavoastră ca să aducem oamenilor cunoașterea sistemului educațional, bazele unui nou învățământ, ce ar putea să ajungă această țară dacă am pornit de la un învățământ cu adevărat performant. Vă rog, domnul Colceag. Sau... Eu consider că am și început. E un program care acum e în derulare. Și sămânța bună, care poate aduce schimbarea în bine în educație. Acum, pentru că ați amintit de Masaru Emoto, putem discuta de Luc Montagnier, de asemenea, memoria apei. Problema este legată de undele scalare pe care le-a descoperit prima oară Tesla. Undele scalare pozitive sau negative? Cele pozitive sunt verticale, cele negative sunt orizontale. Prin ce se traduce asta? În momentul în care tu stai drept în fața destinului, nu te curbezi, nu te temi, nu mor de frică, nu te faci preș în fața șefului. Ai curajul de a-ți exprima punctul de vedere, de a cerceta, de a merge în continuare mai departe, de a experimenta. Emiți unde scalare pozitive care schimbă sistemul. În bine. Dacă mergi pe unde scalare negative, care sunt generate de frică, de furie, de sexualitate, care transformă într-un animal, într-o bestie sau într-o ființă care abia așteaptă să pitească sub pământ, să nu dai de el, emiți de asemenea unde scalare negative care creează personalități plate, care fac orice le spui, n-au idei, n-au creativitate, n-au inteligență, n-au nimic, deși ar putea să le aibă. Asta este foarte important pentru părinte, pentru profesor, în primul rând. Să știi cum funcționează sistemul de învățământ, cum ar trebui să funcționeze, bucuria pe care o aduce o informație relevantă, interesantă, da? Față de impunerea prin forță, prin toceală, prin notă, prin concurs, în locul descoperirii, în locul capacității antrenate de a găsi soluții la probleme, care sunt probleme reale. Domn profesor, scuzați-mă, că voiam să adaug. Da, imediat. De doamna Maria Lăbodeană. Acum, noi punem la cale un experiment de a putea evalua gândirea copacilor. Pentru că noi trăim într-un ecosistem care are punct de vedere. Ecosistemul contează enorm. Noi nu băgăm de seamă că distrugem ecosistemul din egocentrismul nostru absurd și fără rost. Bătălia pentru putere, avere și poziție pe care o vedem la nivelul șefilor, care pur să strângă bani după bani după bani după bani, a transformat în rău sistemul de educație, care nu se mai ocupă de copii. Se ocupă de grave. De agresiv. Și de creștere salarială. Bun. Deci, este esențial. Rodica întâi, Monica pe urmă.
Te rog, adică. Da, eu cumva voiam să fac așa un stop de moment, în sensul în care e absolut impresionant cum patru oameni care suntem, deși lucrăm într-un domeniu, deși cu cuvinte diferite, vorbim fix despre aceleași lucruri. Pentru că, până la urmă, fundamentale sunt valorile. Și ce spune și ce da despre iubește și încurajează, noi spunem în limbajul uzual, în sistemul de învățământ în care funcționăm, îi spunem stare de bine. Nu este doar o expresie simplă. Chiar este o stare în care copilul poate să învețe autentic. Și ce se învață pe stare de bine, nu doar că se învață profund, se învață și transcendent, în sensul în care dacă a învățat fundamental un lucru pe o stare de bine, are puterea copilului și dobândește capacitatea să replice și pe alte contexte, să replice și în alte situații. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, e tare important să înțelegem că liderul despre care vorbea și domnul Grigore și domnul profesor la un moment dat, da, efectele unui lider, înțelesul uzual al cuvântului, se vede după o vârstă. Dar să nu uităm că un lider se construiește din primele zile ale vieții pe pământ. Deci se educă din primele momente ale vieții. Ce observăm noi peste ani e doar un efect, că ceea ce s-a făcut până atunci s-a făcut corect și s-a făcut autentic. Adică știi care este diferența dintre calități și valori? Știu, că am învățat la dumneavoastră. Le împarți, se împuținează. Ai o valoare, ai o casă, ai un cont în bancă, l-ai împărțit în două, nu mai ai, se duce, se risipește. Calitățile, când le împarți, se înmulțesc. Le dai mai departe. În educație, esențială este datul mai departe a calităților. Pe undele scalare pozitive, cum spuneam înainte. Monica. Da. Acum, în calitate așa de instructor și CIDA și nu neapărat doar atât, dar în ultimii ani în care am avut experiența, pot să spun că am văzut cât de mare impact are asupra dezvoltării unui copil și asupra învățării, capacității lui de învățare, modul în care părintele își exprimă iubirea și afecțiunea față de copil și mai mult decât atât, modul în care copilul percepe și simte că este acceptat și iubit, efectiv poate să schimbe complet modul în care el evoluează. În ultimii ani am văzut extrem de multe situații în care copiii efectiv au înflorit din toate punctele de vedere și asta pot să spun în urma unor evaluări pe care le facem și noi în cadrul metodologiei și CIDA, evaluări pe care le facem din 6 în 6 luni, cu un punct de intrare cu prima dată la înscriere și apoi din 6 în 6 luni și vedem o evoluție extraordinară a copiilor în momentul în care primesc hrana aceasta a sufletului de la mamă și de la părinți în special și de la mediul în care trăiesc. Acum, în primii ani, părinții sunt persoanele cele mai apropiate, sunt universul lor, mama este universul copilului și, prin urmare, modul în care ea se exprimă, modul în care își exprimă emoțiile, impactează profund modul în care un copil răspunde și evoluează. Știu că acest lucru este de multe ori foarte dificil și pentru părinți, pentru că au o viață dificilă așa, și cu multe provocări, dar e important, nu este niciodată prea târziu și să fie, cumva le dau sfaturi părinților să fie blânzi cu ei, dar și să țină minte că fiecare emoție a lor copilul o percepe și îi va modela evoluția într-un fel sau altul, indiferent din direcția, starea părintelui, conflictele lui, sau de altă parte starea lui bună, emoțiile pozitive pe care le transmite copilului vor afecta și vor impacta evoluția lui și evoluția creierului până la urmă.
am văzut diferențe extrem de mari între, între copii în funcție de afecțiunea pe care ei au perceput-o. Nu neapărat că părinții și iubesc copiii, dar modul, blândețea, starea de bine a mamei pe care o transmite copilului este fundamentală în evoluția copilului. Și noi rămânem, noi și toată echipa de la Șicida rămânem, cum să spun, nu surprinși, este puțin spus, efectiv uimiți de anumiți copii care au evoluție fulminantă, spectaculoasă, nu neapărat doar cognitiv, nu mă refer doar cognitiv, da, și cognitiv foarte mult, dar în toate direcțiile. Noi evaluăm copiii din punct de vedere social, emoțional, cognitiv și al limbajului. Și evoluția este în toate direcțiile, impactată de starea, de emoțiile mamei, în special și a părinților, dar în special al mamei. De acestea este unul dintre motivele pentru care există obligativitatea ca copiii să vină la centru doar însoțiți doar de părinți, doar de părinți și nu de prieteni bune și alte persoane care pot, să spunem, poate au grijă de copil. Aici este important ca conexiunea și mama să fie în conexiune totală cu copilul, nu doar prezență fizică. În clase, părinții nu intră, mamele nu intră cu telefonul în mână, tocmai pentru că prezența este e nevoie de prezență emoțională și nu doar fizică. Doar simplu gând că ar trebui să primească un apel telefonic sau primește un mesaj, ea o deconectează de la ce, de la prezența ei în cadrul clasei, la prezența ei în preajma copilului de a fi conectată. Sunt niște exerciții pe care noi le facem cu părinții și cu copiii, în care părinții văd cât de importantă este conexiunea și de multe ori rămân surprinși. Sunt multe exerciții pe care le facem cu copiii foarte și părinții. Foarte frumos și foarte bine. Acum mă bucur că ai spus despre punctul de vedere al părinților, pentru că uite, vreau să discut acum cu colegul meu, cu domnul Grigore, pentru că noi am pornit pe următoarele repere: punctul de vedere al copilului, punctul de vedere al părintelui, punctul de vedere al sistemului, punctul de vedere al naturii și terminam cu punctul de vedere al lui Dumnezeu. Pentru că nimic nu se poate face dacă nu înțelegi uriașa complexitate a Universului, creația lui Dumnezeu și dezvoltarea spirituală. Acestea sunt fundamentul și baza dezvoltării personalității. Sper să ajungem ziua aceea fericită când, plasând senzorii în proximitatea persoanei, în mediul vegetal înconjurător, să percepem semnalele corespunzătoare care definesc atitudinea pe care o are mediul vegetal în legătură cu prezența fizică a persoanei acolo. Experimente de genul ăsta s-au făcut. Eu sper să mergem pe calea bătătorită, cum se spune, ca să ajungem mai repede la rezultate concrete, însă acesta este sensul. Să primești feedback din zonele vitale care țin de formarea și educarea viitorului lider, care, după cum spunea doamna profesor, de când se naște trebuie format. Și aș face aici o mică paranteză. Nu este glumă, am văzut asta într-un serial recent. Mamele turce își alintă copiii la genul leul meu, tigrul meu, dezvoltă în el acel spirit de luptător. Ori, prin comparație, mamele românce, care ar trebui să aibă o altă atitudine, își dezmiardă copiii cu, mă rog, apelative și diminutive cât mai mieroase și mai melodioase, astfel încât copilașul să se simtă cât mai confortabil. Eu nu sunt de acord cu educație de tip spartan, clar.
Însă copiii trebuie să fie formați, asta e crezul meu, în funcție de realitatea în care societatea îi așteaptă. Pentru că nu poți să trimiți la luptă pe cineva fără echipament corespunzător. De aceea, eu cred că rolul părinților este extraordinar de important dacă rolul dascălului este îndeplinit la superlativ. Pentru că relația dintre cei doi, în legătură cu copilul aflat în formare, este absolut fundamentală. Nu putem separa nimic aici. Spre zona asta sper să ajungem cu niște rezultate concrete în evaluarea periodică și abia aștept să avem și primii beneficiari a muncii pe care o depunem de atâta amar de vreme cu rezultatele despre care am vorbit, care pot fi găsite, pot fi verificate. Provocarea mea este, puneți-mă la încercare și lucrurile vor vorbi de la sine. Eu încă lucrez la site-ul institutului pe care l-am format și îl conduc. Se va termina la un moment dat și acest eveniment. Acolo vor fi foarte multe date, enorm de multe date, pe cercetare. Dar noi acoperim, dacă vedeți bine, cercetarea fundamentală de mai multe direcții care merg nu pe cercetare, merg și în continuare de la cercetare către aplicare, aplicare responsabilă, foarte responsabilă. Și mergem până la legislație. Eu am creat și un proiect de lege al educației care a trecut de Camera Deputaților, cu bine, s-a oprit la Senat, la doamna Anisie, care a lăsat în urmă dezastru în educație, urma de alte dezastre în educație, al următorilor. Acum, problema e că dacă arăți cu degetul firul de păr din ochiul, tu nu vezi păr din ochiul tău, nici bârna din ochiul tău mai târziu. Plecând de la situația actuală, reală, și ne-am făcut un set de instrumente care pot schimba realmente totul în bine. Setul de instrumente. Dacă nu ia în considerație actualul guvern, o să ia guvernul următor sau guvernul următor. Noi nu suntem politicieni, noi suntem experți. Și fiind experți în ceea ce facem, avem și cu ce să arătăm lumii alte direcții care trebuie sprijinite de părinți care doresc, într-adevăr, să aibă o educație bună pentru copiilor, mai bună, mai bună. Apropo de unde are scalare pozitive, ne gândim la un singur lucru. Ce ar însemna ca, în loc să moară de frică, părinții să vizualizeze în mintea lor o planetă fericită? Copiii lor ajungi să contribuie la acel proiect al planetei fericite. Ei, aia s-ar întâmpla. Noi am duce la o planetă fericită. Da, aș vrea să mai fac și eu, pornind de la afirmațiile noastre, un apel către telespectatorii noștri și în special către liderii civici. Deci, dumneavoastră spuneați, mi-a spus și în discuțiile noastre particulare, că oamenii se împart în două categorii. Oameni plați și oameni verticali, așa cum spunea și cu undele scalare, că sunt orizontale sau verticale. Și că aici e foarte interesant. Ceea ce face ca oamenii plați să devină oameni verticali este trezirea omeniei. Deci, cum a venit trezirea emoției, a iubirii, cum spun și doamnele aici de față, a emoțiilor pozitive.
Și ceea ce vreau eu să subliniez este pentru liderii civici că unitatea pe care toți o reclamați, o solicitați, o cereți, să vină oamenii după voi, că dacă vă vor urma, țara se va modifica. Ei bine, această unitate nu poate să vină numai din minte, trebuie să vină prin trezirea omeniei, prin trezirea sufletului. Unitatea la nivel național va fi prin ridicarea nivelului de conștiință, nu prin oameni speriați, oameni fricoșați, cu retorici din acestea. Dacă nu veți face, va fi dezastru în țară. Deci trebuie trezite undele acestea verticale. Cred că este o idee foarte... Încredere, în primul rând, libertate și curiozitate. Vă sugerez să înțelegeți că astea sunt trăsăturile de caracter comune copiilor mici, dar și geniilor. Încredere, curiozitate și libertate. Aveți încredere? Manifestați-vă curiozitatea, căutați să aflați și luați-vă libertatea de a acționa în direcția potrivită. Și încă ceva, dumneavoastră a spus mai devreme ce ar însemna ca părinții și profesorii să educe copiii să vizualizeze o planetă albastră, fericită, plină de pace, de iubire. Sigur că poate pentru unii telespectatori aceste cuvinte sună așa poetic, dar eu vreau să subliniez că s-au făcut experimente științifice riguroase în care grupuri de oameni antrenați au gândit împreună că se produce un anumit rezultat pozitiv. Și efectele au fost efectiv spectaculoase, adică zone de conflict au fost pacificate, calamități naturale au fost întoarse. Foarte pe scurt o să povestesc un experiment făcut de Greg Braden și Bruce Litton în Australia. Era o secetă cumplită, autoritățile nu știau ce să mai facă, irigațiile nu mai funcționau, nu mai ploua, era un dezastru pentru animale, pentru cereale, pentru oameni. Și au propus o zi a ploii. Au anunțat în data de toată lumea să gândească că o să plouă, să audă ploaia, să o vizualizeze, să o simtă pe piele. Au anunțat prin mass media, prin tot felul de afișe, prin oraș. Și, într-adevăr, s-a aplicat. Deci, vedeți ce înseamnă programele politice. S-a dorit și asta a ajutat foarte mult. Și, într-adevăr, în ziua respectivă a plouat torențial. Deci, iată puterea minții colective, ce impact uriaș poate să aibă. Și ajutorul lui Dumnezeu. Ajutorul Dumnezeu este fundamental, bineînțeles. Dacă îmi permiteți un minut, vă rog. Să mă adaug celor spuse de domnul profesor Colceag, dar cu o temă puțin mai apropiată mie din perspectiva misiunii preoțești. Am fost întrebat de tinerii pe care îi primeam pentru Taina Mărturisirii, ce scop avem noi pe pământ. Am avut un rol foarte dificil să răspund la o chestiune filozofică profundă care frământă umanitatea de când a apărut. Și, mă rog, documentându-mă și purtând discuții extensive pe teme diverse cu respectivii copii, tineri, le-am transmis un mesaj pe care îl pot transmite oricând, oricui. Subscriu și nu mă tem că voi fi vreodată contestat de vreun confrate teolog. Domnule, rostul pentru care existăm noi pe planeta asta este să fim partenerii lui Dumnezeu în creație. Dacă nu realizăm acest lucru și nu ni-l asumăm încă de când ne-a dus mama la mămica, tăticu, de când ne-au dus la clasa 0, dacă nu ne-au spus chestia asta, riscăm să pierdem foarte mult la start. Pentru că la maturitate, cândva vom afla de la unul ca Grigore sau de la unul ca și Colceag sau de la dumneavoastră, domnul Antonese. A Tudore, scuzați-mă. Deci, până la urmă se va afla chestia asta. Dar n-ar fi mai bine să le spunem de când sunt micuți. Care e tema lor pe planeta asta?
ca fiecare să-și conștientizeze zilnic acest challenge și să se autodetermine în tot ceea ce fac, de la lucrurile mici și mărunte. Sunt convins că la atelierele școlii și CIDA și nu numai, și la școala Quantum, au ateliere în care copiii sunt învățați să facă lucruri frumoase și să rămână după ei lucruri de toată lauda. Chestiunile acelea le dorește Dumnezeu. Apropo de lucrurile, mă scuzați că apropo de ce să face, să știți că avem foarte multe activități unde învățăm părinții să facă lucruri frumoase. Pentru că noi putem să învățăm cât putem noi cu toate metodele din lume, dar dacă copilul nu are modelul, nu are pe Dumnezeul lui de acasă, care e părintele până la un moment dat, nu-l are ca și un model frumos, ca un model care construiește și creează și un model cu acele calități despre care vorbește domnul profesor, autentice, putem noi să facem orice metodă din lumea asta și cu orice aparat, că nu avem cum să reușim. Și apropo de relația copil-părinte, eu am avut o experiență în ultima jumătate de an, am colaborat într-un proiect european pentru copii cu dizabilități. Și am experimentat pe proprie experiență ce înseamnă împuternicirea unui părinte de a vizualiza, poate nu neapărat planeta aia fericită, ci cum ar fi lumea dacă copilul lui ar suferi mai puțin. Să creadă un pic în puterile copilului, pentru că și la supradotare și la deficiență, de multe ori copiii sunt hiperprotejați. Nu sunt împuterniciți să-și ia soarta în mâini și să meargă demn înainte. Și fac eroarea asta de educație și copiii, și părinții copiilor cu abilități înalte de multe ori, că lasă să învețe că fac eu restul, dar și copiii, și părinții copiilor cu deficiență. Și am văzut în 3 luni transformări absolut spectaculoase a unui copil cu tulburări din spectru autistic, care împuternicit și vorbit cu el ca de la egal la egal, dar autentic, să te simte că ceea ce îi spui e pe bune. Și părintelui să-i spui că da, copilul poate, nu poate așa cum pot alții, dar așa cum este el făcut, poate și are locul lui sub soare și are calea lui sub soare. Îi împuternicește excepțional de mult și ajung la niște achiziții cognitive la care nu sperau niciodată. Și autismul, și Down-ul, și multe tulburări din spectru de tulburări senzoriale, cum ar fi auzul, văzul și așa mai departe. Deci relația asta calitativă, emoțională dintre părinte și copil este absolut excepțională. Da, mai târziu, după ce încep școala, transferul ăsta de calitate, de relație se întâmplă și între profesor și copil și de asta e important că atunci când părintele se duce să-și caute o școală pentru copil, să se uite și la calitățile profesorului, pentru că e nevoie să fie o continuitate între ce este acasă și ce este la școală. Altfel copiii se confuzează și ajung să se revolte și împotriva familiei și împotriva școlii și într-un final și împotriva societății. Și nu doar așa, inclusiv ajung să se autosaboteze, pentru că toată partea asta de nerealizare, de irosire a potențialelor, se întâmplă inclusiv din cauza că relațiile pe care le-a avut copiii cu adultul de-a lungul vieții nu au fost într-o consecvență și într-o coerență despre care vorbea Monica mai devreme. Deci e tare importantă congruența asta dintre familie și școală. Doamna, nu putem toată dată. Aș vrea să întreb pe doamna Rodica, care este relevanța denumirii acestei școli, școala Quantum, pentru că, așa cum intuiesc eu, dumneavoastră porniți de la, sau cel puțin aveți o altă perspectivă, o altă paradigmă. Noi știm că fizica cuantică răstoarnă această paradigmă materialistă în care, din nefericire, educația actuală încă este menținută. Perspectiva cuantică este că materia este, de fapt, o condensare a energiei, iar energia este o emanație a conștiinței. Și în perspectiva materialistă, sigur că aceste lucruri sunt total ignorate. V-aș ruga să ne explicați puțin corelația. Păi...
Aici se poate, da, aici se poate veni cu exemple de la cele mai banale până la cele mai metafizice, dacă mi-e permise exprimarea. De ce ți-a ales această denumire? Denumirea este pentru că, cum am spus și dumneavoastră, eu citam pe altcineva când obiectul poate să devină subiect și subiectul obiect. Este iarăși într-o teorie psihologică viziunea asta asupra organului și funcției și funcției și organul și așa mai departe. Sunt multe proiecții ale schimbului ăsta din energie în materie. Dacă vreți o metaforă, la quantum suntem și profesori și noi și copiii, pe de-o parte. În anumite situații învățăm noi și învățăm de foarte multe ori de la ei și ei, observându-ne pe noi, învață ei de la noi, pe de-o parte. Pe de altă parte, amprentarea asta cu o paradigmă se face într-un mod firesc. Nu poți să crești niște copii colaborativi dacă adulții care sunt în preajma lor nu colaborează. Și din cauza asta, sau datorită la crezul ăsta, suntem foarte atenți la relațiile dintre profesori, de a colabora, de a se sprijini, la relațiile dintre familie și școală, iarăși de a colabora și de a face lucrurile împreună. Nu poți să ai pretenția că o să crești niște copii creativi dacă tu, ca și profesor, nu ai inițiativa și nu ai curajul actul creației. Fie că e vorba de a-ți crea un instrument pentru clasă sau fie că e vorba de a face o operă, că avem profesori colaboratori care, de exemplu, își expun operele artistice la galeriile de artă sau scriu și așa mai departe. Deci e tare important ca momentul în care te duci către copil să înțelegi că puterea pe care o ai de a-i modela gândirea este uriașă, dar mai uriașă decât asta este responsabilitatea pe care trebuie să o ai. Eu mai menționam și cu alte ocazii, dacă ar fi, din punctul meu de vedere, profesorii ar trebui selectați mai drastic decât cosmonauții. Pentru că ce strică un profesor, strică lumea, în fond și la urma urmei, apropo de quantum. Deci o bucățică mică, o particulă, are darul de a răsturna o civilizație, dacă lucrurile, sau, din potrivă, să o facă, să înflorească și să ducă mai departe specia umană către alte dimensiuni, către alte nivele de conștiință. Da, foarte frumos. Cred că mulți dintre părinții care urmăresc această emisiune vor dori să își dea copii, să-și înscrie copiii pe acest parcurs al unui noi sistem educațional. Deci chiar e foarte interesant și convingător ce spuneți. Aș merge către doamna Monica Tătar să ne mai dați câteva detalii, eventual efectiv de ordin practic. Cum se pot înscrie copiii atât la... Și valabil și pentru noastră, doamna Rudica, dați-ne mai multe detalii, cum se pot înscrie copiii la aceste școli? Da, cu mare drag. Momentan, pentru că suntem doar în Oradea, cursurile sunt doar fizice. Se pot înscrie sunând la numărul de telefon de pe site-ul nostru sau venind direct la centru la noi. Clasele și cursurile sunt organizate o dată pe săptămână, în grupe, de copii, de maxim 6 copii. Până în 3 ani, așa cum spuneam, la clase participă și mamele sau părinții, iar după 3 ani rămân în centru. Acum, ce se lucrează sau cum sunt organizate lecțiile? Există un plan sau o curriculă, dar un plan de lecție pentru fiecare săptămână din viața copilului, începând de la 6 luni până la 6 ani jumătate. Fiecare lecție este structurată în două părți. Prima jumătate a lecției sau primele 30 de minute dezvoltă și vin cu exerciții în special care dezvoltă emisfera dreaptă, iar a doua jumătate, de fapt prima jumătate este input, partea asta de emisfera dreaptă, iar a doua jumătate sunt exerciții și tehnici care dezvoltă partea stângă a creierului. Lecțiile sunt gândite astfel încât se creează un flow propice pentru învățare. Inclusiv ordinea lecțiilor, începând de la 6 luni până la 6 ani jumate, are au un curs care nu poate fi foarte mult modificat. Sunt în funcție de etapele de dezvoltare ale creierului. Cu cât
copiii sunt mai mici, cu atât într-o clasă, într-o lecție, sunt mai multe activități. Cumva statistic s-a observat că un copil poate fi focusat la o activitate, vârsta în ani plus 1, adică la o clasă de copii cu vârste între 2 ani și 2 ani jumate, activitățile pot dura până la 3 minute maxim, pentru că de la mai sus de atât, nu neapărat un copil se plictisește, pur și simplu se mută atenția la altceva. Și atunci lecțiile sunt gândite în acord cu fiecare etapă de dezvoltare a creierului copiilor, astfel încât în cadrul lecțiilor gradul de dificultate de la lecție la lecție este foarte fin, copiii nici nu percep o diferență, dar ei învață absolut în mod natural și intuitiv, absolut și foarte ușor. Ce spuneam mai devreme, inclusiv exerciții, avem, mai ales în primii trei ani, exerciții care dezvoltă capacitatea de vizualizare a copiilor. La început este chiar amuzant că de multe ori părinții cred că copiii ghicesc, nu ghicesc, pur și simplu vizualizează și pot să dea răspunsul într-un mod surprinzător. Lecțiile au o intensitate foarte ridicată și ritmul lecției este foarte alert, tocmai pentru că emisfera dreaptă procesează informația într-un ritm foarte alert și foarte rapid. Prin urmare, lecțiile și profesorul are o permanență, își modifică vocea, starea lui este în permanență una foarte înaltă, vibrațional, ca să spun așa, tocmai ca un copil să poată comunica și să primească toată energia de care are nevoie. De asemenea, instructorii în timpul clasei, cu anumite intervale, îndeamnă părinții să-și îmbrățișeze copiii, tocmai pentru că copilul are nevoie în permanență de o afecțiune, de să simtă că mama este acolo pentru el, că mama este susținătorul lui emoțional, nu numai fizic. Și copiii vin cu foarte mare plăcere. De multe ori am fost întrebați cum putem lucra cu copii de 6 luni într-o grupă de, sunt 6 bebeluși cu mămicile în spate, și dacă pot sta 60 de minute la clasă. Pare rău că poate odată să aveți ocazia să veniți să vedeți o clasă de copii cu copii de 6 luni sau probabil când o să ajungem în București. Copiii între 6 luni și un an sunt absolut fascinați și chiar dacă nu știu să vorbească, răspunsurile lor vizual, din răspunsurile lor noi ne dăm seama că ei știu și înțeleg foarte bine ce le cerem. Nu vorbesc, dar exercițiile pentru copii de 0-6 luni, un an, sunt mai mult exerciții care nu necesită neapărat limbajul, ci pot răspunde emoțional, pot indica, pot exerciții pentru dexteritate, facem exerciții pentru dexteritate, pentru memoria fotografică și multe altele. Deci lecțiile sunt gândite în acord în permanență cu dezvoltarea lor fizică, dezvoltarea emoțională și în același timp cu capacitățile lor cognitive sau cu dezvoltarea creierului pe fiecare etapă de vârstă. Foarte, foarte interesant. Aș vrea să... Cred că sunt în asentimentul tuturor telespectatorilor făcând următoarea observație, în special pentru cele două doamne prezente în emisiune, se constată că dumneavoastră chiar transmiteți foarte mult afectiv. Și cu siguranță acesta este un fundal absolut esențial pentru copii. Copiii, mai ales de vârste mici, nu își folosesc neapărat abilitățile mentale, dar ei percep starea. Și dacă, de exemplu, așa cum mulți dintre noi, când am fost mici, am fost la școală, profesorul emană o stare de stres, consideră că trebuie să fie liniște în clasă, bate cu pumnul în catedră, țipă la elevi, vă pedepsesc, vă dau afară, vă pun nota 4. Toate astea creează o stare de stres care e clar că distruge psihicul, emoțiile copiilor.
Deci, la dumneavoastră, dincolo de informațiile verbale pe care le transmiteți, se simte această stare afectivă, această stare de fundal, care este absolut minunată, în opinia mea. Da, avem copii mici, care acum deja au vreo 3 ani, 2 ani, 3 ani, care își cheamă instructorii cu apelativul Mama Iulia, pentru că a fost la instructorul respectiv de la 6-7 luni, 8 luni, și un copil să spună un instructor Mama Iulia înseamnă foarte mult, pentru că nu oferă, cumva nu atribuie cuvântul mama atât de ușor decât mamei în special, ceea ce arată o legătură pe care a realizat-o în toată această perioadă. Și da, e foarte important, lucrăm foarte mult, instructorii noștri sunt mereu testați, evaluați, dar nu numai asta, așa cum spunea și antevorbitorii mei, cel mai mult contează viziunea, ce eu vreau să transmit, ce este în spate metodologiei. Dacă eu rezonez cu lucrurile astea, transmit mai departe. În toată perioada de pandemie, care a fost o perioadă în care frica a dominat, părinții care au venit la noi, în toată această perioadă, ne-au spus că aici resimt o stare de liniște, de pace, de confort emoțional, nu am simțit niciodată frică, pentru că nu a fost frica prezentă. Cumva, în tot ce facem, avem foarte mare încredere. Și atunci asta și transmitem. Și cumva lucrăm cu copii și cu părinții în știm că nu este foarte ușor, dar le-a dezvolta încrederea, în primul rând, în ei, ca părinți, în ce fac, și apoi ei să-și transmită încrederea asupra copiilor. Pentru că nu putem evolua în situații în care un părinte nu are încredere în propria lui persoană și în evoluția copilului. Și atunci, niciodată... curiozitate și libertate. Da. Copiii astea sunt cei mai curioși și cumva... direcția de bază. Exact. Sim. Dacă evaluăm în permanență copiii, dar în permanență îi evaluăm doar în raport cu evoluția lor. Părinții primesc, au întâlniri cu instructorii din 6 în 6 luni, de fapt din 3 în 3 luni, în care se discută evoluția și rezultatele evaluării. Dar în permanență aceste discuții au un caracter de încurajare și un caracter de împuternicire a părintelui și nu neapărat o evaluare în care să scoatem în evidență ce nu face un copil, pentru că nu există un punct final. Copiii sunt într-un proces și în momentul în care un părinte înțelege în mod firesc și înțelege în timp, pentru că de multe ori vin la noi cu anumit nivel de înțelegere, dar pe parcurs, pentru că noi suntem cumva o școală, nu vin la noi ca și la un curs de 3 luni, vin de începând cu 6 luni sau imediat după 6 luni până la 6 ani și jumătate. Acest proces este treptat și părinții evoluează odată cu copiii. Am avut și avem părinți care ne-au spus după un an de zile, nu-mi vine să cred cât de mult, cât de bine și cât de greșit comunicam cu copilul meu și unde am ajuns acum și cât de departe sunt față de cum am fost când am venit la dumneavoastră. Pentru noi a fost asta o foarte mare, nu știu, satisfacție să vedem că un părinte este dispus să evolueze odată cu copilul lui și nu tratează acest proces de învățare doar din perspectiva, ok, copilul ar trebui să învețe și eu doar lui facilitez sau vin cu el. Nu. În acest proces sunt implicați și părinții, exact la fel ca și copiii. Noi chiar la înscriere întrebăm părinții și îi facem prezenți la faptul că angajamentul lor este cel puțin la fel de mare ca și al copilului. Dacă își angajează timpul cel puțin la fel de mult, dacă copilul lucrează la noi la centru o oră, părintele își ia angajamentul că va lucra și el cel puțin atât cu copilului în restul săptămânii. Am și eu o întrebare pentru toți invitații. Dragi invitați, ce ne facem cu adulții?
Vorbim despre copii, dar avem multe probleme în țara aceasta generate de adulți. Așteptăm să crească copii sau avem și soluții pentru adulți? Și o întrebare adițională pentru domnul Florian Colcean. Eventual putem să lăsăm această întrebare pentru o emisiune următoare, pentru că în funcție de cum considerați dumneavoastră, domnul profesor, dacă mai sunt puncte esențiale pe care doriți să le atingem în această emisiune, putem continua. Dacă nu, putem să ne pregătim pentru o a doua emisiune, săptămâna viitoare sau când veți considera. Eu cred că este bine să mai lăsăm și pe altă dată, pentru că deja volumul de informații este foarte mare, da? Și se pierde focusul. Deci adulții sunt o problemă foarte mare, dar e rezolvabilă și ea. E iarăși interesant, foarte interesant și foarte important că se pot îndrepta defectele vechi și la adulți prin anumite tehnici și proceduri, astfel încât să ajungă niște oameni mai buni. Da, un răspuns plin de optimist. Acum, dacă fiecare dintre dumneavoastră doriți să formulați o concluzie pentru această emisiune, v-aș ruga să o facem, să începem cu doamna Rudica Efros. Da, mulțumesc pentru invitație. A fost o seară absolut impresionantă pe anumite paliere, pentru că una dintre pasiunile mele este și lingvistica și am fost un observator în multe situații când cu cuvinte diferite am spus fațete ale aceluiași mare fenomen, ceea ce înseamnă educația potențialului uman, educația omului, educația copilului. Nu-mi rămâne decât să sper că cei care ne-au auzit vor veni alături de noi, fie la școală, fie în întâlniri, fie în activități, pentru că noi la școală, pe lângă curicula de bază, pe lângă programele destinate copiilor înscriși la școală, mai avem și programe complementare care sunt deschise și celor care nu vin în fiecare zi la școală. Și, pe de altă parte, inclusiv programele pentru părinți, pentru adulți, că tot s-a lansat întrebarea și subiectul pentru o discuție viitoare, lucrăm foarte mult cu părinții. Foarte mult. Partea de feedback o oferim foarte detaliat. În general ar fi foarte mult de povesti și dacă aș avea spațiu o să povestesc foarte mult, dar și construirea parteneriatelor. Faptul că ne-am adunat acum o mână de oameni și vorbim despre un subiect din diferite perspective, dar și faptul că noi la rândul nostru în comunitățile în care suntem mai interacționăm și cu alți profesori și cu alte familii. Sunt acele mici ocazii și oportunități când putem să dăm mai departe din credințele și din ceea ce facem și ce înțelegem noi. Domn profesor știe, Quantum a pornit, acum este Quantum, că e micuț și e la început, dar ideea de schimbare a paradigmei în educație a pornit de la un proiect mult mai amplu, un proiect absolut grandios care n-am avea sau nu știm la momentul de față să dăm ca și termen de comparație ce s-a făcut ceva similar pe plan internațional. Dar tocmai pentru că implica multe resurse și de toate felurile și financiară și umană, ne-am reorientat și am pornit de la firul ierbei. Am pornit de la școala primară, am pornit de la vârstele mici și am pornit de la părinții tineri, totuși la clasele primare sunt părinții mai tineri și sperăm noi că dacă n-am mers de sus în jos, o luăm în sens invers și totuși la un moment dat tot răzbate. Nu-mi doresc decât să facem cât mai multe lucruri împreună și să coagulăm aceste energie, această cunoaștere și această, nu știu, determinare umană cu credință în Dumnezeu că lucrurile se pot schimba în bine. Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog, doamna Monica Tătar, câteva gânduri ca și concluzie pentru această întâlnire din seara aceasta. Da, în primul rând, mulțumesc pentru invitație și pentru că am avut oportunitatea să vorbesc alături de niște oameni extraordinari. Și pentru că tot am încheiat emisiunea cu cumva câteva sau cu o idee de a lucra și cu părinții și a vedea ce planuri sau ce putem face în direcția aceasta,
Eu, chiar dacă domnul profesor a amintit la început, aș vrea să spun că noi tot mai am scos o carte în luna trecută. O carte scrisă de profesorul Makoto Shichida, a fost tradusă în limba română. Da, mulțumesc, domn profesor. O carte care nu se adresează doar părinților care vin în centru Shichida. O carte care, pe care o pot citi și o recomand cu drag să o citească oricare, orice părinte, orice adult, ori profesor sau educator, pentru că e o carte de viață, o carte, o poveste de viață până la urmă, așa mai tristă sau mai veselă, așa cum este și viața oamenilor. Și cred că este o carte pe care oamenii vor citi cu inima, în primul rând, și o vor înțelege într-adevăr cu mintea. Și cred că asta va produce o schimbare în modul în care înțelegem procesul de învățare și educație și de dezvoltare a potențialelor copiilor noștri. O recomand și toată cartea poate fi comandată la noi la centru sau pe site. O recomand din tot sufletul pentru că cred că după ce va fi citită, părinții în special și educatorii vor privi cu alți ochi procesul de educație a copiilor și de dezvoltarea a lor. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Dumitru Grigore, vă rog și pe noastră să formulați câteva concluzii, dar înainte de asta vreau să mai spun că mi-a plăcut foarte mult din discuția noastră dinainte de emisiune, spuneați că tehnologiile vor salva umanitatea. Sper că într-o emisiune viitoare să intrăm în mai multe detalii vis-a-vis atât de metodele dezvoltate de noastră, cât și de alte tehnologii pe care domnul Florian Colceag le știe foarte bine că deja există în România, sunt foarte avansate și să sperăm că vom dezvolta și acest subiect. Vă rog câteva concluzii. Da, în primul rând vă felicit că ați organizat o asemenea întâlnire cu oameni care au cu adevărat experiență în formarea, în primul rând, a copiilor, dar nu numai. Ca să completez, să duc mai departe ideea pe care deja a enunțat-o domnul profesor Florian Colceag în legătură cu adulții, noi tocmai am pus la punct o metodă care implementează hărțile mentale și identificăm, după o scanare cu o cască electroencefalografică de timp de 5 minute, interceptăm blocajele și le și dimensionăm, astfel încât psihologul, psihoterapeutul poate să ajute un adult să își revină, chit că el este părinte și este într-o relație proastă și cu sistemul de învățământ și cu propriul copil, care pare că nu se integrează sistemului de învățământ. Undeva sunt blocaje. Noi, așa cum spunea domnul profesor, suntem experți în a intercepta astfel de semnale. Despre rostul emisiunii acesteia și nu numai acesteia, bănuiesc că vom reveni. Absolut. Dacă ne veți suporta și altă dată. Nu se pune mare drag. Dacă nu le faceți dumneavoastră, nu dau o cheie religioasă la toată povestea asta, însă spune Mântuitorul Hristos, dacă voi nu veți vorbi, vor vorbi pietrele. Pe cine să facă asemenea emisiuni, dacă nu dumneavoastră, care iubiți țara asta, care iubiți oamenii, care iubiți oamenii creativi, iubiți copiii, iubiți tinerii acestei țări. Haideți să le oferim ceea ce poate multe canale de televiziune nici măcar nu se gândesc să le ofere. Aceia, din păcate, foarte multe le oferă excese, bârfe, chestiuni de prost gust și așa mai departe. Noi astăzi oferiți informație curată, oferiți speranța unei educații ieșită din tonul ăsta a nostru în care a intrat. Dumneavoastră oferiți mesajul acela bun. În religie se numește Evanghelie. Dumneavoastră faceți o evangelizare a educației bune într-o țară care a fost
de o anumită condiție spirituală și care în momentul de față riscă să o piardă dacă nu intervenim rapid. Vă mulțumesc foarte mult! Noi vă mulțumim și cu siguranță vom continua. Domnule Florian Corcean, vă rog și pe noastră să oferiți așa ca un fel de cheie de boltă a emisiunii. Părinte, un părinte are o șansă uluitoare. Deci le trăi copilăria alături de copiii proprii și de a-și vindeca rănile pe care le auți înainte, în timpul propriilor copilării. Asta duce mai departe. Iar pentru părinți și pentru profesori, asta este numărul de telefon unde puteți găsi cartea de pedagogie. 0736, vă rog mai țineți puțin ca să-l spun cu voce tare. 0736-767-166. Da. Exact. Da. Deci, mi-aș permite și eu o concluzie a emisiunii. Din cele discutate putem să deducem foarte clar, așa ca o imagine de ansamblu, că umanitatea în ansamblu său va progresa în primul rând prin ridicarea nivelului de conștiință. Fie că vorbim de copii, fie că vorbim de adulți, este necesar să identificăm aceste metode, pentru că ele nu sunt în spectru materialist, în spectru oamenilor plați, a undelor scalare negative, orizontale, de care vorbim domnul profesor Florian Corcean. Trebuie să trezim acea emoție, acea unitate la nivel de suflet, de omenie, de conștiință, așa cum arată și fizica cuantică și metodele spuse de doamna Monica Tătar. Deci, este necesar să conștientizăm că aceste organizații care acționează din umbră, am văzut cu pandemia, cu Ucraina, cu câte și mai câte, caută să reducă frecvența de vibrație a conștiinței, a sufletului, să amplifice frica, emoțiile inferioare, toate astea ne scad nivelul de conștiință. Așa că dacă noi înțelegem aceste relaționări, aceste procese, știm ce avem de făcut și invitații din seara aceasta au arătat cu prisosință că există soluții, că există rezolvări, că există perspective. Și, evident, în emisiunile următoare vom căuta să conturăm în continuare care sunt aceste soluții și lansez așa ca un fel de provocare pentru emisiunea viitoare. Poate o să vorbim și de noile generații de copii care se nasc de prin anii 80, copii indigo, copii curcubeu, copii de cristal. Și bineînțeles despre educația adulților, că până să crească copiii, ne confruntăm cu adulții. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, și o să ne revedem marțea viitoare. La revedere! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! La revedere! La revedere! Mai bine!